Primăria Ghiroda merge în instanță după meciul de baraj pentru promovarea în Liga a doua, jucat între CSC Ghiroda și Jarmo Tavi și FC Bihor Oradea. Reprezentanții instituției acuză arbitrii de lipsă de profesionalism, corupție și incompetență în cadrul meciului de baraj pentru promovarea în Liga a doua jucat la Ghiroda. Între CSC Ghiroda și Jarmo Tavi și FC Bihor Oradea am asistat la o demonstrație șocantă de incompetență și lipsă de profesionalism din partea brigăzii de arbitri. Deciziile luate pe teren nu au fost doar greșite, ci complet inacceptabile pentru nivelul competițional al anului 2024. La scorul de 2-0 în favoarea echipei noastre, arbitrii au decis să schimbe scorul și au acordat două lovituri de la 11 metri pentru FC Bihor complet gratuit. Ambele decizii au fost furturi pe față. Prima pentru o fază petrecută evident în afara careului, iar a doua pentru o săritură la cap în careu, pe lângă celelalte incidente din timpul meciului care garantează interesele arbitrilor. Este uluitor și revoltător că astfel de practici încă mai au loc în fotbalul românesc, unde pentru un meci de baraj pentru Liga a doua au fost folosiți arbitri care nu se ridică la nivelul de Liga a 5-a, iar Federația Română de Fotbal nu ia măsuri împotriva arbitrilor corupți și incompetenți care compromit integritatea competițiilor. Este evident că arbitrii nu doar că nu sunt competenți, ci fac parte dintr-un sistem corupt, unde interesele ascunse și banii vorbesc mai tare decât spiritul sportiv și fair play-ul. Din păcate, și la primul meci din barajul de calificare din semifinală s-au observat greșeli de arbitraj pe care le-am considerat tolerabile și că se încadrau în anumite limite. Însă ceea ce s-a întâmplat la Ghiroda demonstrează clar că nu contează calitatea jucătorilor sau efortul lor pe teren, ci doar interesele celor de la federație sau probabil banii pe care îi primesc anumiți arbitri pentru a influența rezultatele în favoarea unei echipe sau alta. Deși Ghiroda a jucat împotriva a 12 jucători, rezultatul este unul care ne dă speranță către o calificare în Liga Superioară. Sperăm că în următorul meci de la Oradea, indiferent de rezultate, să avem parte de un arbitraj corect care să reflecte adevăratele valori ale sportului și să permită echipelor să concureze pe teren în condiții de egalitate. Federația Română de Fotbal trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura integritatea competiției și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente. Situația de la Ghiroda nu va rămâne așa. Vom înainta plângeri la toate instituțiile competente, inclusiv DNA, dacă va fi necesar, pentru a investiga traficul de influență și sumele de bani pe care le-ar fi primit arbitrii. Este de-a dreptul trist și tragic că astfel de practici încă mai au loc în fotbalul românesc. De aceea vom merge până la capăt pentru a ne asigura că fotbalul se joacă pe teren, nu în culise, și că integritatea sportului este respectată. Aici la Ghiroda și Jarmo Tavi susținem un sport curat, liber de corupție și influențe externe, explică reprezentanții administrației locale.